Bun găsit, acesta este Info Altfel, un jurnal de știri altfel. Nu uitați de like, subscribe, e gratis, nu costă nimic, iar dacă veți da și un share, vă sunt recunoscător. Iată despre ce va fi vorba. Primul meci amical din 2023 pe terenul din Pârgulești Lungă. Noi vești din partea emblemei mănăstirene, Mugurașii Mănăstireni. O impresionantă troiță unicat pentru comuna Cașin. Așadar să începem, duminică 19 februarie 2023, pe terenul din satul Pârbulești Lungă, a avut loc primul amical fotbalistic din noul an dintre echipele FC Bradul Mănăstirea Cașin și Voința Brătești, după ce gazdele au deschis scorul cu două impresionante goluri, ce păreau că prevestesc o victorie. La un moment dat totul a luat o întorsătură nebenefică, iar oaspeții s-au mai mobilizat pe finalul primei reprize. În a doua repriză, gazdele păreau că revin în forță până în momentul când aura dezamăgirilor a cuprins gazdele. Însă s-a văzut că nu s-au lăsat chiar de tot și au luptat în continuare. Oaspeții însă au profitat din plin de această situație și au marcat aproape gol după gol. La un moment dat, personal, aproape că pierdusem numărătoarea golurilor. Asta ca o glumă, așa. Dar a fost un meci amical și nu trebuie să ne pierdem speranța și optimismul. Bradul Mănăstirea Cașin a dovedit-o de atâtea ori că poate reveni când nimeni nu se așteaptă. Însă pentru aceasta trebuie și mai multă muncă, responsabilitate, implicare și un pic de motivație fără orgolii personale, bineînțeles. Așa că mult succes și ne vedem în campionat! Vești noi din partea tinerilor ce sunt emblema mănăstireanului Mucurașii Mănăstireni. În urma unui telefon primit de la maestrul coregraf Cristian Blănaru, mi s-a confirmat o veste pe care cu puțin timp înainte tocmai o anunțasem pe pagina Mănăstirea Cașin Live, unde apropo puteți da like și follow. Așadar, palmaresul ansamblului folcloric Mucurașii Mănăstireni din Mănăstirea Cașin tocmai s-a îmbogățit cu un trofeu în urma participării la concursul de talente din Republica Moldova, Bravo Bravissimo 2023. A fost un eveniment inedit. Spre marea bucurie și revelație a publicului spectator, fiecare dintre cele 8 cupluri au demonstrat aptitudini, har și talent, creativitate, ingeniozitate, inteligență, coreografie și, evident, frumusețe. Astfel încât cei prezenți în sala arhiplină au avut parte de o seară de vis, cum se și cuvine în luna dragostei. Spectacolul fiind axat și pe apropiata sărbătoare a Dragobetelui. Am citat după cantemir.md. Un eveniment inedit pentru ansamblul nostru. Am participat la acest concurs de talente cu două perechi din cadrul ansamblului și am reușit să ne prezentăm mai mult decât onorabil, obținând trofeul concursului cu perechea Răzvan Ciudin și Delia Andreea Racu, iar premiul 2 cu perechea Denis Ștefan și Daria Păslaru. Tinerii noștri, susținuți de ceilalți membri din ansamblu, au concurat cu 6 perechi din Republica Moldova la 5 probe. Prima probă a fost proba de talente cu o piesă de teatru, a doua probă de inteligență cu întrebări de cultură generală și răspunsuri fulger, a treia probă proba de dans sportiv unde ambele perechi au ales valsul, proba a patra proba suporterilor unde tinerii au prezentat un dans popular românesc alături de ceilalți membri ai ansamblului. A cincea probă, masa romantică și declarația de dragoste, o probă la care solista noastră Delia Racu a ridicat sala în picioare cu un fragment din melodia Jotem. În finalul concursului, ansamblul folcloric Mugurașii Mănăstireni împreună cu solista ansamblului Teodora Mircea au susținut un spectacol de dans și cântec de pe Valea Trotușului foarte apreciat de public. A scris Cristian Blănaru pe contul său de socializare. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem la acest eveniment, Primăria și Consiliul Local Mănăstirea Cașin, Școala Gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin și, nu în ultimul rând, domnului Mihai Fudulache, administrator al SC Dabaco SRL. Programul concursului elaborat de către Parascovia Rusu, metodist superior, Casa de Cultură și moderat cu
iscusință de către Doina Argint și Ion Roșu, a inclus creații proprii, prezentare artistică inteligentă, masă romantică, dansuri, pantomimă, versuri și cântece inspirate din cel mai frumos, sublim sentiment al omenirii. Dragostea. Am citat după cantemir.md. De asemenea, mulțumiri din suflet unei doamne deosebite, Parascovia Rusu, organizator al acestui eveniment cultural, pentru că ne-a oferit șansa și onoarea de a participa la un asemenea concurs. Totodată, mulțumiri și fraților noștri de peste Prut, implicați în organizare, pentru modul în care am fost primiți și tratați. A fost o experiență deosebită pentru tinerii noștri. Am mai scris Cristian Blănaru pe contul său de socializare. Mulțumim de asemenea și doamnei Ana Alina Muncilă, datorită căreia am cunoscut acești oameni deosebiți. Să sperăm la cât mai multe astfel de experiențe. A completat Cristian Blănaru pe contul său de socializare. Un alt moment impresionant la care am avut onoarea personală de a documenta momentul live și pe Mănăstirea Cașin Live a fost sfințirea unei troițe în comuna Cașin. O inițiativă lăudabilă a unui cășunean de o modestie demnă de lăudat. Așa că și pe această cale o să-i mulțumesc domnului Florin Oprea pentru oportunitatea de a putea documenta momentul atât live pe pagina Mănăstirea Cașin Live cât și pe canalul de YouTube Ciprian Zota, unde apropo puteți da like și abonare, e gratis, nu costă nimic. Așadar, duminică 19 februarie 2023, în jur de ora 16, a avut loc în comuna Cașin sfințirea unui troițe în prezența oficialităților locale, precum primarul comunei Cosmin Curelea și viceprimarul Ioan Flintoac. Slujba de sfințire a fost oficiată de un număr mare de preoți, începând cu părintele protopop Ioan Bârgăoanu, părintele Marius Cojocaru, părintele Ioan Căciulă și mulți alții. La eveniment au fost prezenți o mulțime considerabilă de localnici. Foarte frumos, felicitări, multă sănătate să aveți, domnule Florin Oprea, și să mai realizați asemenea opere. Un om extrem de modest, cu dragoste către Dumnezeu. Și închei cu câteva rânduri scrise de domnul Oprea pe contul său de socializare. Așa cum am spus, nu mă simt vrednic de laudă. Dintre toți oamenii de pe pământ, eu sunt cel mai păcătos. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat oameni dragi care mi-au fost alături la acest eveniment. Slavă lui, slavă Domnului! A fost mesajul cășunanului vrednic Florin Oprea.